Andrei Corb, așa cum ne-a promis nouă dată, bine ai venit. Hai, bine v-am găsit, cu brațele deschise. Bine ați venit, singur. Să luați un microfon, vă rog, de pe masă. Să luați microfoane, că nu vă auziți dacă nu aveți microfon. Așa e la noi. Doamne ajută. Bine ați venit. Bine v-am găsit, mulțumim. Salutăm și grupul de colindători cu Turca din Chilecuș. Așa cum a zis. Așa cum am zis, am învățat până la urmă. Ce frumoși sunteți! Păi așa ne-a lăsat mama natură. Da, și la față și îmbrăcați frumos. Ei sunt de acolo, de la Glie. Extraordinar. De-aia am ales astăzi să vin cu ei aici, să vedeți cu adevărat
cum se colindă și cum se colinda la noi în Bihor. Andrei, vreau să-ți mulțumesc pentru că ai insistat și pentru că ai fost lângă noi și ai vrut să-i aduci pe acești oameni în platoul emisiunii. Sunt convinsă că și telespectatorii noștri adoră ceea ce văd și cu siguranță în următoarele minute vom vedea lucruri minunate. Da, bine v-am găsit, vă mulțumim din suflet că ne-ați primit în casa voastră și ne-ați oferit această ocazie de a arăta aceste nestemate extraordinar de frumoase. Dar tu faci parte din acest grup? Eu colaborez cu ei și vreau să vă spun că am participat la câteva spectacole în satul Tilecuș în urmă cu ceva ani și am găsit acolo niște oameni gospodari, primitori. Voi știți că se întâmplă de multe ori că te duci la un spectacol și nu-ți dă nimeni o pahar cu apă. Da. Acolo nu se întâmplă așa și putem să vedem și masa cum e încărcată și aici. Da, și noștri, deci, ca să se asigure de lucrul ăsta, le-au adus de acasă, le-au adus cu ei. Și exact tot ce vedeți e făcut acasă. Da. Am văzut, deci în cuptorul bunicilor. Da. Se și cunosc preparatele făcute acasă, se cunosc la prima vedere. Da, pe după cele și ei așa primesc artiștii ori de câte ori se duc la ei în sat. A, păi venim și noi. Ori de câte deci ori venim, se duc la ei. Deci venim, Cosmin. Haideți să facem și cunoștință cu, aș spune oarecum, reprezentanții grupului dumneavoastră. Birou Turcii Baciu Cornel. Baciu Cornel. Așa. Birou Turcii. Da, la noi așa se numește. Cel care conduce grupul e birou de turcă. Bun. Și s-a ajutat aici de coordonator de la turcă, Coita Nicolae. Să trăiți. Și cu organizarea, cu deplasările, cu... Managerul, dumneavoastră sunteți managerul. Un fel. Directorul și director adjunct. Partea de birou. Birou, da, da. El e birou, da, dar el întotdeauna birou nu lucră, bă, omule. El oricum mulți... Birou de ordine și ăsta la lipon. Exact. Prin alte zone ale țării, mulți deja ne întreabă, dar ce vorbiți voi acolo? Habar n-au ce să ia, trebuie să vinim cu Dexul să le explică. Să știți că și noroc că ai mai venit tu împreună cu Remus pe la noi prin exact. Și v-am învățat un pic din graiul vostru. Corect. Că dacă nu, acum nu înțelegeam nimic ce ziceți. Dar foarte bine, așa trebuie să vorbim, să nu ne uităm glia, să nu ne uităm graiul, să nu ne uităm portul, să nu ne uităm tradiția, să nu ne uităm pe noi. Da. Unul dintre elementele esențiale ale neamului nostru românesc este tradiția. Tradiția românească. Da. Dacă ne uităm, asta nu știm de unde plecăm. Nu aparținem unui neam, unui popor. Ei, acești oameni demonstrează că la noi în Bihor nu se uită și se duce mai departe, vedeți, din generație în generație acest frumos obicei, pentru că sunt și mai vârstnici, da, și mai tineri. Aș vrea să vină pruncul ăla mic, să vină aici la mine pe genunche, hai, pentru că l-am văzut dragul așa cu mințel, uite, așa să stai, și dacă nu mă văd eu, tu să te vezi, bine? Cum te cheamă? Numești? Pe să-ți dau un microfon. Fost, da, așa. Cum te numești? Alex Nicoruț. Alex. Da? Da. Așa. Și câți ani? 9. 9. Și de cât timp activezi în acest grup? 3 ani. Oh, deci ai vechime. Așa. Cine te-a îndrumat? Cine te-a tras de mânecă să te bagi în grupul ăsta? Cine ea spune? Auzi, câtă ziua aici să nu ai emoții. Lasă-le la mine. Unchiu. Cine e unchiu? Ghirău. Ghirău Turcii, unchiul tău? Ai, păi înseamnă că și tu îi ajunge ghirău de turcă. Și asta, și să seamănă cu ghirău. Asta e sarcina ta. Și-ți place? Dacă ajută Dumnezeu, o să-i Vorbiți la microfon. Păi, pe când o să îmbătrânesc, îmi las urmași. Păi așa am pățit și eu. Birăul bătrân, m-a luat de mic și am învățat. Și n-or mai putui, mă lăs a mii. Tu vrei să faci lucrul ăsta? Da? Da. La școală mergi? Da. Îți place acolo? Îi place, îi place, dar tă mai mult muzica populară. Păi sunt și populară, îți place? Muzica populară? Păi nu, acum sunt scris la un curs de vioară. Ah, perfect. Merge de o lună. Și ai vreun artist preferat tu? Îți place de cineva care cântă? Da, Amalia Chiper. Eu cred că Cosmin Mocean. Eu cred de tot, de tot. Să știți că are ureche muzicală extraordinară. De micuț, eu plăcut muzica populară și de-aia l-am și luat cu mine.
Și el ce rol are în o să vedem. Sau o să rămâne vedem. Surpriză, o să da? Vedem. E și el colindător cu ceilalți. De asta am și întins un pic să vorbim mai mult cu Andrei, să vorbim mai mult cu pruncul ăsta, să ținem pe telespectatorii noștri în suspans. Și imediat ce ne va mai colinda Andrei un colind frumos. Hai, pasă la altă. Așa. Greu? Mi-am morțit piciorul că... Ăsta mâncă sănătos. Mănânci sănătos? Da? Ce mâncare îți place ție cel mai mult? Ei, ce porc ai tăiat amul la Crăciun? Câte kg au avut? 280 de kilograme. 280 de kilograme. Și tot l-ai mâncat. Șoric. Șoric. Numai șoric. Numai șoricul. Da? Și ce mâncare îți place ție? Cărnațul e pe masă de la porc. Ai mai fost așa la televizor să vorbești? Băi, numai asta e mai greu și pe urmă data viitoare când vin, numai tu povestești aici. Ce zici? Așa e, după ce își dă drumul, nu-l mai opriți. Așa. Asta spuneam că intenționat am lungit povestea, să ținem pe telespectatorii noștri în suspans. După ce Andrei, pe care îl rog să se pregătească să ne mai interpreteze încă un colind frumos, o să vorbim un pic despre programul pe care l-au adus acești oameni minunați astăzi la noi. Dar încă nu vi-l arătăm. Hai, nu vi-l arătăm pentru că este cireașa de pe tort. Trebuie să mergi și tu? Da? Ești membru important acolo, așa-i? Hai, fugi și tu acolo. Fără tine nu se poate. Mulțumim, mulțumim frumos, din suflet. Frumos. Hai, hai înapoi că mai avem de povestit, pentru că tu ne-ai adus oamenii ăștia frumoși. Și mai aici. Vrem detalii despre. Și mai vrem detalii, poate ne spun chiar ei, pentru că am discutat înainte de emisiune despre programul pe care l-ați adus voi astăzi să-l arătăm întregii țări. Și am decis să facem un lucru, să-l prezentăm acum. După care să luăm, să ne mai colinde Andrei, să luăm un pic de publicitate, iar în calup următor să-i vedeți numai pe ei, ca să nu vă întrerupă nimeni. Așa? Ca să vedeți tot programul pe care ne l-au adus. Păi despre grupul nostru, ce să vă spun, prin anii 87-88, bătrânii noștri au început înapoi să colinde și deja era înapoi în timpul Ceaușescului, să țineți minte. Aha. El a oprit, dar noi am pornit înapoi.
ăștia bătrâni, nu eu, că eu am fost copil atunci pe vremea aia. Și după aia am început și eu, eu mergeam pe stradă să-i aud colindând și știam pe la garduri, că eram copil mic. După ce am ajuns, poate ca nepotul... Așa ca și Alex. Mai mare ai fost, Olean. Nu mult. Dumneavoastră îl cunoașteți de atunci? Păi eu am fost în dreapta bireului bătrân și tot timpul am spus corinzele exact cum mi le-a transmis bătrânul birou Baciciuca Florii de la noi din sat, care o trăi 93 de ani. Deci, vechiul birou. Vechiul birou mi-a învățat așa corinzi originali cum le cântăm noi. Și țineți minte, nu auzea. Nu auzea? Nu auzea, da. Și era birou de turcă și o știut 17 colinzi. Mă dă seama. Și se uita la om. Pentru aia eu stăteam tot timpul în dreapta lui și îl mai încoteam așa. Baci Crăciunii, Corinda Fechii, Baciu Crăciunii, Corinda Petri, Baciu Crăciunii, Corinda Oi. Depinde ce se încerea în casă. Găzdilii de loc, cum și găzdilii noștri, doamna Florica, știu corinzele, chile cu șaini știu. Doamna corinzele... Florica are acolo două fete faine. Da, ele sunt gazdele. Eu le-am întrebat de ce stați dumneavoastră aici. Au zis că noi suntem gazdele. S-au pus după masă. Fiecare și... Fiecare își cunoaște rolul. Fiecare își cunoaște concret? Rolul în acest grup. Un grup cu, așa cum ne-ați explicat, păi dacă noi o să tradiție. Mergem la programul nostru, prima dată avem intrarea în Casa Omului. Asta vreau să vă întreb despre programul dumneavoastră, ceea ce să ne spuneți, ce ne veți prezenta în calupul următor. Avem alai de drum, intratul în case, deci la fiecare gazdă de loc care ne lasă, așa. La noi obiceiul care te lasă cu turca, dă știi de ușa la uleță. Dar este și că nu vă lasă? Deschide ușa la uliță. La uliță, așa. Deschide ușa la uliță și atunci noi știm. Pe vremuri era o iapă. Deci aveam iapă pe vremuri. Mergea înainte și ne cota cășile. Și după aia apa se întorcea și lua colacul. Deci primeam iapă. Col. Iapă. Da. Un era fel un... de... Era un om. Da, așa îi spunea. Un om. Da. Nu, dar noi... Să mă și traducem. Deci era un om, mergea eu înainte. La noi să nu mai iapă. Un cal înaintea voastră și... Oh, da, de unde? Deci pregătea drumul. Pregătea drumul. Și așa se numea. Așa da. Era se... funcția lui. Era iapă. Da, da, era iapă și avea un sac din ăla de cosit de misir de vreo 60-70 de kilograme și aduna cocii din sat. Căuta căși. Colacul turci. Și după ce saldește colacul, îl dădeam acolo în sac. La final, se face balul turcii. Aba. La cămin, unde aveam colaci ăștia care adunam din sat de la oameni, să taie felii și cu vin. Deci aduceau butoaie de vin. Și o cană, o felie de cozonac, care cum o pregătit acasă gazdele de loc, deci fiecare gazdă de loc, ne aștepta cu colac cu bărbață turcii. Mai mult colac și mai puțin vin, femeile mai mult vin, mai puțin colac. Și așa se mai întâmplă. Dar să le arătăm, telespectatori, ce e aia turcă. Pentru că mulți dintre ei poate nu cunosc ce e aia turcă. Se poate observa acolo în grupul de colindători. Deci noi de-aia zicem că umblăm cu turca. Noi, la noi acum mai zicem măruța. Măruța. Mm-hmm. O să și vedeți că joacă. Deci nu o ducem așa. E ascultătoare, atâta e treabă, numai așa, este, că are birou aceea. Este cineva acolo. Și-o împun și cu sula și vezi ce-și revine. Nu-i cald acolo sub... Nu, că s-o obișnuie. S-o obișnuie. Numai să știți că la noi totdeauna, înainte de a plica, de a începi colinzele, noi mergem la biserică. Deci părintele face o rugăciune păstătăți și în special păstă turcașul care intră sub turcă. Frumos, frumos că păstrați aceste și după aceste biserică, și la părinte începem la el, e prima casă din sat, la casa părintelui, a popii, cum îi zice la noi. Casa paroială. Dar porniți din ajunul Crăciunului? Da, da. Și mergeți are zile tot... sau cât aveți de colindat, nu? A fost când am colindat și 4. Da, da, da. Mi-au lăsat din fiecare... casă, în fiecare casă. Plângea. Mai ales, în special, imediat după Revoluție. Mai ales după Revoluție, atunci. A fost și în căși, cum zicem noi, de alte religii, nu numai aparat ortodoxi. Erau dornici, însetați de colinde, vă dați seama după perioada aia în care toată lumea era ținut acolo. Și deși colindatul s-a început înainte. Da. Nu mai era mai restricționat, mai...
Așa erau vremurile atunci, dar e bine că acum putem să le readucem și putem să le păstrăm. Și noi chiar vă felicităm că păstrați și am fost foarte impresionat de portul pe care l-ați adus astăzi aici. Da, încă e autentic. Ei se aseamănă foarte mult cu zona de unde vin eu. Avem un sat între noi, Vârciorogul, și după aia vine Corbeștiul de unde vin eu. Și așa erau și costumele la noi în sat, așa se umbla cu turca. Din păcate la noi s-a pierdut și multe sate din Bihor. Dar iată că ei nu lasă jos și îi felicit din tot sufletul. Și la noi au fost mai mulți. Erau 4 grupe a 4. Dar se mai întâmplă asta. Trageți cu dinții de aceste tradiții. Da, încercăm grupuri, să mai ducem și tineresele să le intre în sânge, exact. Să nu lase ce-am... Aduceți tinerii cu voi, implicați-i în aceste activități, pentru că dintre ei o să fie care prind drag de astfel de lucruri. Andrei, te rugăm din nou să te pregătești să ne mai colinzi una, că n-ai venit numai cu colinzi la noi, că te știm om serios, așa? Iar noi, dragilor, imediat după colindul lui Andrei o să luăm un scurt moment de publicitate, după care rămâneți alături de noi. Nu vrem să întrerupem pe oamenii ăștia, pentru că au spus că vor să aibă cursivitate în program, ca să vedeți cât de frumos s-au pregătit pentru noi. Abia aștept să vedem. Să-mi cânt eu, să căciosul colie minune, pentru
Și aleasă rău, mândru și frumos. Că dacă nu l-ar fi aleasă, de noi nimic n-ar mai fi rămas.
Căpaie pe decania, înțăpin țăpania și într-un om atine cania. Dar dăruiască-i Dumnezeu la jucunul gază pe anul viitor. Latul stocului cât latul pământului. Înaltul stocului cât înaltul cerului. La feciorii miei, să nu, că ziceți Corinda Feti. Hai, fecior, și zice Corinda Feti. Hai, tu fată, feciorii. Și
mă te încolo păda. Dă-ți colo, măruță, că avem de măs pe uliță. Băi, feciorii mei, eu am aici două fete, așa ar trebui jocate. A, păgați-te deloc, noi mai avem o corindă. S-o încorinda și după aia am jucat. Cel Domnul ți-o-i bună-i, Doamne, bun gășor gândit. Lume dai corinde, feșor chemat. Cât să-ți da chemale, Doamne, cât să-ți da chema. Lume dai corinde, tăt să-ți da bine. Cei ce fură, Doamne-i buni, flori!
Minunat, minunat, trebuie să recunosc. Sunteți extraordinari. Mi-ați umplut sufletul. Eu cred că și telespectatorii noștri au stat cu sufletul la gură și cu lacrimi în ochi. L-am văzut pe Andrei. Urmărindu-vă. Da. Și Andrei, din spatele camerelor, v-a filmat și era cu lacrimi în ochi. Mulțumim încă o dată pentru că ne-ai adus pe oamenii ăștia pe care vrem să-i cunoaștem așa pe fiecare în parte. Trebuie să-i cunoască lumea toată. Cu mare drag. Uite, una dintre gazde. Mă numesc Ioana și sunt fata biroului. Toată familia este implicată. Da, aici. Toată familia, de mică. De mică am fost învățată să iubesc tradiția și să o păstrez și să o duc mai departe. Dar tu câți ani ai? 22 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Bravo. Și e o preocupare care ți este foarte dragă, da? Da, foarte dragă. Să nu te lași. Nu. Mă numesc Loredana și sunt nepoata biroului. Biroul și-a dus toate, chiar toată familia. Hai că sunt curios care sunt gradele de rudenie aici în interiorul grupului. Dar întrebați-i și cum îi cheamă să vă spună, să auziți. Ia ziceți numele de familie. Loredana Baciu. Aha. Loredana Baciu. Mă numesc Ionuț Baciu, am 21 de ani și sunt băiatul lui. Băiatul Dobașului. Da. Băiatul care Dobașul. De fapt membru e ceva neam, o rudă... La noi majoritatea sunt Baciu. Cubdirău. Cubdirău. Bun. Mă numesc Baciu Nicolae, am 52 de ani și umblu de 93 cu turca. Deci până acum numai Baciu. Cu dumneavoastră am făcut cunoștință, mai spuneți-l. Mă numesc Indre Josif, din 93 la Corinț. Am Dobașul nostru. 65 de ani la anul. Mulți înainte. E cel mai vechi. Grei doba de cărat. El e cel mai vechi la ani. Ce nimica nu-i greu. Te-te bădrâncile o spal la măsa ca așa. De mic copil, de la clasa 5, așteam de la populară. Ia să vorbim și cu Hididișu. Bună seara, mă numesc Chirile Cornel, am 39 de ani și vioristul turci. Formație. A început ca și colindător. Am început și eu ca și colindător, după aia cu toba și după aia cu vioară. Minunat. Viitor Baci. Tot așa. Bun, mergem mai departe. Tă de neamul meu ești ăla. Mă numesc Coita Nicolae, după cum v-am spus. Papa noastră vă știm. Așa, sunteți adjunctul. Da, îți văd dulci cu mama bireului. Ne gândeam noi că ceva grad de rudenie este aici. De când s-au reînceput corinzele și eu am 57 de ani. Mulți înainte. Mă numesc Florin Baciu. Cum a zis toată lumea până acum, s-a prezentat și eu sunt nepotul biroului, bineînțeles. Asta chiar e pruncul fratii meu. Așa, minunat. Mergem acolo în spate, Aldo Baș. Asta nu-i neam cu mine, dar tot-i neam. Da, nu o să neam cu ei. Eu sunt colindător și eu. În prima formație am făcut cu acești oameni. Din 89, scui la colinghi. Mă numesc Tibur Capetru. Și un colindător de bază. Filip Adrian, de 2006, cu turca. Și tu cu cine ești neam aici? Sprieten cu ei. Deci ați luat și un prieten. Așa, hai să vedem. Mă numesc Baciu Sergiu. Poți să-ți dai un pic... Și eu sunt nepotul biroului. Nepotul biroului. Și eu am început ca colindător și nu am avut cine să preie. Și apoi l-am băgat sub turcă. Ce-și fac cu ei? Pe care-i pot, nu? Pe ce criterii îi... Care cum știu colinda. Care nu știu colinda. Juca. Care știu colinda, vin. Care nu... Care nu sunt turcă. Nu. E foarte bun colindător. E deci un colindător de aici, din grupă de bază, da? Am înțeles. Îi ajut și eu cum pot. Cu cel mic, Alex, să crești mare. Ți-au trecut emoțiile? Ți-au trecut emoțiile? Mai vii la noi? Da. Așa. Păi să știți că și bunicul său, deci socrul meu, o fost colindător. Și taică său și unchiul său, deci din toată vița. În generație, în generație. Deci de la început. Bun. Deci nu merge mai departe așa numai. Să fii sănătos, Alex, să crești mare. Deci și la tati să... Și tăticu, așa e? Numesc Cristian Nicoruț, sunt tatăl lui Alex și cumnatul lui Birou Turcii. Ce să fac? I-am luat la pachet. Adevărul e că altfel merge treaba în familie. Și să nu... Să numesc Iancu Florica, sunt în Chilecuș și... Ui, am fost gaz de casă de când a început. Deci de când umblăm. Și ești cea mai bătrână între ei. Cea mai cu experiență. Să da. Fiți sănătoasă. Mare. Așa cum zice Amalia, sunteți cu cea mai mare experiență. Păcat că tătuța s-a dus. Deci, doi oameni deosebiți care la orice program, la orice festival am fost, cum mi-am apelat, cu cel mai mare drag, zice.
Vă mulțumim din și suflet. Și noi vă mulțumim frumos că ne-ați chemat. Vă mulțumim din suflet pentru Colindă, pentru tot ce ne-ați adus astăzi aici. Și așa cum era din străbuni, când ajungeau la gazdă acasă, la colindat, după ce colindau, după ce al doiau colacul, se lăsa și complic de joc, așa? Absolut. Nu se putea fără dans, să zice la noi. Deci, acum te lăsăm pe tine, căpetenie, să vedem ce le zici la oamenii ăștia de... Le zici de ceva de joc. Dar îi invii și să joace. Și pe cei de asta ne dorim și noi. Să-i urmărim, dragii mei. Mi-a părea de parchi. Ai, da, lume, lume, bună fi și de o radie.